avut loc deschiderea anului de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. La manifestarea festivă a participat tovarășul Dumitru Popa, primarul general al capitalei. Cele 1000 de uniforme albastre, solea peste 360.000 de tineri din capitală și-au manifestat hotărârea neabătută de a răspunde îndemnurilor secretarului general al partidului, de a-și forma profunde convingeri comuniste, de a se dezvolta ca adevărați patrioți. Ei vor fi gata oricând la chemarea patriei să apere împreună cu forțele noastre armate cuceririle revoluționare ale poporului.